Florine, în al doilea război mondial, regina Elisabeta a II s-a pregătit ca mecanic și șoferi, interesant asta, sau ca medic de campanie? A fost șofer de camion. Deci mecanic și șofer. N-avea 25 de ani. Bravo, Florine! Bravo! Bravo! Toată lumea știe asta. Toată lumea știe. Unde s-a născut Eminescu, Oana? Ha? Unde s-a născut la Eminescu? Bătășani. Unde? La Botoșani. La ce? La Botoșani. La București? Unde? La Botoșani. La Botoșani, bravo. Florine, a treia întrebare. Al treilea răspuns, ai văzut The Crown, că acolo apărea varianta cu... Sau ai citit istorie, te pasionează istoria. Da, că e meseria ta. În nomenclatorul de meserii a apărut o nouă ocupație. Fii atent. Psalt. Ce e asta? E cântăreț în biserică sau e un instructor de bungee jumping? Este un cântăreț în biserică, de la cuvântul psaltire, care înseamnă o cântare religioasă. Sunt și muzician, pe de altă parte. Deci cântăreț în biserică. Psalmii lui David, celebri psalmi ai lui David, așa e. Muzica bizantină. Muzica bizantină, da. Psalmii se cântă, se și cântă celebrul psalm 50, cântat de Florine. Meriți, ești tare, ești tare pe istorie. Meriți să învârt cilindrii ăștia. Meriți asta. Stop. Stop. Alege ce vrei tu. Ai 25.000 în clipa asta. Hai să mai... Hai să luăm vedem. Și pe asta. Deci la 25.000 de lei, Florine... Mai punem noi tot bani. Ia uite, sunt tot bani aici. Sau animale sălbatice. Cât ai, Oana? 100.000 de lei, da? Tu ai 25.000 de lei la care... Trei zerouri. E bine. E bine. E bine. Trei. Șaizeci de mii. Cu 25 înseamnă... 85. 85 de mii de lei. E ok. Ea are 100 de mii. Hai să-ți mai dau un domeniu. Te rog. Fii atent. Dacă treci și de domeniul ăsta... Da, așa că nici eu nu știu prea bine ce urmează. Ah, ai noroc. Fii atent. Mamă, cât noroc ai. Nu se poate. Yo! Salutare, Florin! Salut! Salutare, Florin! Salut! Băieți, bun venit! Seara, bună seara! Bun venit, băieți! Ce faci, Florin? Ce să fac? Bani. Bani? Voi ce faci? Ce relaxat, noi am venit să facem aici o chestie. Ce crezi că facem noi aici? Ți-au venit gemenii. Ați venit ca să stai... Cu cine vorbesc? Care, da. Care vrei tu? Da? Ați venit să dublați suma. Foarte mare dreptate. Dar trebuie să faci ceva ca să-ți dublăm suma. Ia ziceți. Trebuie să răspunzi corect la următoarele întrebări. La un domeniu, da? Da, la un domeniu de la următoarele. Trei, trei, nu? La trei, fel ca până trei. Dacă să faci tripleta, dacă faci tripleta, așa, ascultați-mă, băieți, face tripleta, învârtim la cilindru sau îi dublăm suma pe care o are până acum? Suma pe care o are acum. Wow! Wow! Deci, bine! Deci, relaxa. Totul bine, da? Florine! Așa. Ți-e cald acum cu ăsta? No. Nu. E the in. Florin, ah, okay, fii okay. Atent, omule. Da. Deci... Tu până acum ai 85.000 de lei. Da. Dacă răspunzi corect la următoarele trei întrebări, poți să fii campion, pentru că ți se dublează suma asta de 85.000. Înțeles. Să fie domeniul istoriei. Serios? Da. Okay. Da. Avem încredere okay. În tine. Pentru 85.000 de lei, cum s-a numit celebra debarcare a forțelor aliate din Normandia din 6 iunie 1944? Ziua Z sau operațiunea Enola Gay? Nu te grăbi. Da, nu era ziua... Că e... Calm. Deci, clar, operațiunea Enola Gay n-are cum să fie, okay. Pentru că aia a fost în 1953, pe 25 august, parcă deci, bombardarea celor două orașe cu bomba atomică din asta, deci este ziua Z. Dar nu știu de ce n-ar fi ziua D, de la debarcare. Ziua D, de la debarcare? Nu, D-Day. D-Day. Dar, oricum, este ziua Z. Da. Hai să vedem. Și nu operațiunea Enola Gay. E sigur, da? Da, sigur. Bun. Bravo.
Mulțam! Varianta englezească e cu D-Day, corect, e ziua Z, debarcarea în Normandia, celebra debarcare în Franța a aliaților. Enola Gay, bomba! Bomba! Atenție! Mai sunt 3 minute. Mamă. Haide repede cu întrebările atunci. Stai, am 3 minute. Pornim astea 3 minute când apăs eu pe butonul ăsta, da? Ok. Asta înseamnă că în astea 3 minute tu ai timp să răspunzi corect sau, Doamne ferește, greșit la întrebări. Dacă răspunzi corect la încă 2 întrebări, ți-am dublat 85.000 de lei și ai luat locul campionului. Florin, și vin cu întrebări din jobul tău, din meseria ta, din istorie. Pornesc cronometru? Te rog! 3 minute din clipa asta, ultimele 3 minute. Ce afacere și-a deschis Washington după ce și-a încheiat mandatul de președinte? O fabrică de arme sau o distilerie? E poveste interesantă în toată istoria, în magazinele istorice. S-a vorbit despre asta. 5 secunde, 4 secunde. Florin, am nevoie de răspuns. 3 distilerie. Secunde. Distilerie. E la ghici? Cred că da. Bine, la ghici. Serios? Felicite. Da. Bravo. Deci îi plăcea. Și ultima la care trebuie să răspunzi corect ca să-ți dublăm suma de 85.000 de lei. Așa. Florine, ce coroană a fost salvată ca prin minune în urma incendiului de la Notre-Dame? Acum câțiva ani, nu de mult. Incendiul de la Notre-Dame și s-a salvat atunci coroana de spina a lui Iisus sau coroana lui Cezar? Notre-Dame? Notre-Dame, da. Ții minte incendiul de la Notre-Dame? Nu da, spun mai multe. Câțiva, acum câteva, da, nu de mult, adică în perioada noastră. Nu cred că mai există coroana de spina a lui Iisus. Deci cred că coroana lui Cezar. Cezar, am luat varianta asta. Hai. Sigur. Serios? Da, era coroana de spina a lui Iisus, un preot a salvat-o. Dar a fost știre, breaking news pe toate ecranele la vremea. Da, nu știu. Cu multă vreme în urmă. Mi-am imaginat că nu mai există. E ceva... Ai una ratată. Așa, dacă o ratezi și pe asta, da, Florine, să dacă o ratezi, pleci. Stai. Pleci fără nimic. Asta e, da. Dacă, eu mă aștept să dacă răspunzi corect la întrebarea asta, domnule istoric, ești istoric, dacă răspunzi corect la întrebarea asta, i-ai luat locul Oanei. Dar nu vreau să iau locul Lasă-mi Oanei. Lasă-mi banii vrei? Da. Banii, bun, da. Asta e. Hai, ascultă-mă. Întrebare de totul sau nimic. 85.000 de lei. Așa. Sumă dublată. Hai pe ce vedem. Insule și-a trăit Napoleon ultimii ani din viață? Pe insula Elba sau pe Sfânta Elena? Sfânta Elena. Oho. Bravo. Excelent! Bravo. Felicitări. Hai că ți-am dat seama care e diferența dintre voi. Verigheta. Mulțumesc. Doar verigheta. Lasă-i că ești pe timpul tău, băieți. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Mai am 40... Măi, omul, uite de la mine, mai am 48 de secunde. Fii atent, zi-mi. Iei locul pentru... Iei locul? Nu iei locul? Nu. Ești nebun, nu iei locul? Nu. Dar mai ai 30 de secunde. Mergem mai departe? Da. Ești nebun. Mergem mai departe la 39 de secunde? Da. Bine, hai încă un domeniu. Ești nebun, omule. Bine, încă un domeniu. Dați-mi domeniu. Stai, cum adică 30 de secunde? Iei locul? Ai în clipa asta 170.000 de lei. Așa. Vrei să iei locul? Stai, lasă-mă un pic să mă gândesc. Sau câte întrebări sunt? Sau mai sunt 3 întrebări. Dacă am pentru timp de câte ele. Secunde? 16 secunde, 15. Nu, iau locul. Iei locul? Iau loc, pare rău. Mama, mă, pare rău. Dar n-ai înțeles tu. Da. 8 secunde înainte de final avem campionul serii. Felicitări! Oana. Mulțumesc, Oana. Secunde mai erau când te-am auzit că spui nu, vreau să merg mai departe la domenii. Dar nu vreau să o detronez pe Oana. Da, banii? Așa e. Avem bani, avem bani mulți. Momentul cel mai greu în emisiunea asta urmează acum. Hai că am ajuns aici, Florine. Cu emoții, cu încurcături, am ajuns la momentul ăsta de 170.000 de lei. Tu, istoric fiind, mi-a plăcut, ai răspuns corect la toate întrebările de istorie, la toate întrebările. Aproape. Rene, mai zi-mi o dată meseria ta până la urmă. Reenactor. Se referă la istorie, la zona asta istorică. După ținută, oamenii văd la televizor și își dau seama. Absolvent de ce, Florin? Sociologie la Brașov. Și
istorie ca pasiune. Da, reenactment în general este o pasiune. Fii atent, Florin. Da. Pasiunea asta poate să-ți aducă în seara asta 170 de mii de lei. 170 de mii de lei. La care noi mai adăugăm, și fii atent ce spun acum, la suma asta, pentru că tu ești un mare pasionat de istorie, pentru că ai ajuns în runda finală, fii atent, Florine, noi mai adăugăm 100 de mii de lei. Adică ai în total un jackpot de 270 de mii de lei pe care poți să-i câștigi cu o singură condiție. Știi povestea aia? Cine uită istoria e nevoit să... O repete. Asta e, să o repete. Tu încearcă să uiți tot ce ai învățat și să judeci diferit. Să gândești diferit. De data asta vin cu întrebări pentru tine, vin cu 21 de întrebări la care tu trebuie să răspunzi altfel, greșit. Da. Cel mai greu pe lumea asta e să gândești... invers. Excelent. Adică ca englezii. Ca să circul pe partea cealaltă. Dacă reușești să faci asta, Florin, pleci cu 270 de mii de lei. Fii atent. Când nu înțelegi ceva din regulament, să mă oprești, da? 150 de secunde, ai 150 de secunde și 21 de întrebări. Uite secundele, da? Deci 150. Tic-tac, tic-tac, de fiecare dată când răspunzi corect, adică pentru concurs, da, o luăm de la capăt. Și din nou și din nou. Dacă în 150 de secunde te descurci cu cele 21 de întrebări, pleci de aici cu 270 de mii de lei. 270 de mii. Un istoric. Tu îmi spui când ești pregătit să începem. Îți reamintesc. Vine întrebarea, tu caută varianta de răspuns greșită. Aia e varianta pe care noi o bifăm. Varianta greșită de răspuns. Gândește... invers. Păi, hai să-i dăm drumul. Îi dăm drumul? Îi dăm drumul. Pentru 270 de mii de lei, 150 de secunde, în clipa în care pornesc cronometru. Da. Nu ne mai putem opri. La un moment dat, la un moment dat pot să opresc cronometrul. Dacă simt că... vedem. Aha. Vedem. Florin. Da. Pregătit, da? Istoricule. Cu Dumnezeu înainte. Liceu sau facultate? Ce formă de învățământ termin mai întâi? Facultate. Volei sau basket? Ce se joacă în NBA? Volei. O treime sau o pătrime? Ce parte e mai mare dintr-o prăjitură? O pătrime. Belgrad sau Bratislava? Capitala Slovaciei este? Belgrad. Beta sau sigma? În matematică, ce literă alfabetului grec semnifică sumă? Beta. Instrumente muzicale sau case de lemn? Ce construiește un lutier? Case de lemn. Unchi sau socru? Ce ești pentru fratele nepoatei tale? Ce ești pentru fratele nepoatei tale? Socru. Împingi sau tragi? Ce faci când intri pe ușă care se deschide spre tine? Împingi. 36 sau 46? În ce pantof îți încape piciorul dacă tu porți 39? Deci este... 36 sau 46? În ce pantof îți încape piciorul dacă tu porți 39? 36. Indonezia sau Malaysia? Care e distanța dacă pleci în vacanță în insula... care e destinația dacă pleci în vacanță în insula Bali? Indonezia. Liceu sau facultate? Ce formă de învățământ termin mai întâi? Facultate. Volei sau basket? În NBA ce se joacă? Volei. O treime sau o pătrime? Ce parte e mai mare dintr-o prăjitură? Pătrime. Belgrad sau Bratislava? Capitala Slovaciei este? Belgrad. Beta sau sigma? Ce literă alfabetului grec semnifică sumă? Instrumente muzicale sau case de lemn? Ce construiește un lutier? Case de lemn. Unchi sau socru? Ce ești tu pentru fratele nepoatei tale? Împingi sau tragi? Ce faci când intri pe ușă care se deschide spre tine? Împingi. 36 sau 46? În ce pantofi îți încape piciorul dacă tu porți?
39. Indonezia sau Malezia? Care e distanța, dacă, destinația dacă pleci în vacanță pe insula Bali? Tiamo sau jetem? Cum spune italianul te iubesc? Jetem. La plecinte sau la război? Unde zice vorba că trebuie să dăm înapoi? La plăcinte. Ion Barbu sau Alexandru Macedonski, care poate a scris Riga Crypto și Lapona Enighel? Așa. Mersi. La un moment dat am luat-o de la capăt. Ai dat răspunsul. Da, într-adevăr, Bali este în Indonezia. Corect, așa este. Acolo. Foarte bine ai reușit. Te-ai setat foarte bine. Adică gândirea 150 de secunde. Florine, relax. Ai avut cât? 170.000 de lei. Da. Ți-am dat 100.000, au fost 270.000, s-au dus în 150 de secunde. Florin, fii atent. Rămâne bonusul de 100.000 de lei. 100.000 de lei încă ai. Încă ai 100.000. Păstrează banii ăștia. Păstrează-i. Tot ce trebuie să faci e să continui să răspunzi greșit, restul de întrebări. Greșit la restul întrebărilor. Fii atent aici. E important ce spun acum. Avem 100 de secunde. În 100 de secunde trebuie să răspunzi corect la întrebări, la întrebările rămase. Câte întrebări rămase? Ne-am oprit la întrebarea a 13-a. Wow! E bine. Mergi mai departe. 100 de secunde. De acum încolo pierzi 1000 de lei pe secundă. Da. Ai 100 de mii de lei și pierzi 1000 de lei pe secundă. Când ajungem la secunda 15, ține minte ce spun acum, ai un buton. Poți să-ți securizezi banii. Apeși pe butonul ăla și la secunda 15 blocăm suma. Dacă nu apeși la 15 și apeși la 14, pierzi 1000 de lei. Dacă apeși la 10, pierzi 5000 de lei. Aici trebuie să ai atenție distributivă. Când vezi că tot ecranul, tot ce în jurul nostru se face roșu, blochează suma. Da. Dar până atunci, concentrează-te să răspunzi... La restul de întrebări. Altfel, da? Adică greșit cum ar veni. Florin, da. Zi-mi când ești pregătit. Acum ori niciodată. Plecăm de la întrebarea 13. De fiecare dată când răspunzi corect, noi luăm întrebarea, răspunsul greșit în spiritul concursului și o luăm de la capăt. Încep, Florin. Ok. Ion Barbu sau Alexandru Macedonski, care poeta a scris Riga Crypto și Lapona Enighel? Macedonski. Parlamentul sau Guvernul României? Palatul Victoria găzduiește? Parlamentul. Tom Cruise sau Brad Pitt? Cine joacă în Top Gun 2? Brad Pitt. Urci sau cobori? Ce faci dacă nu merge liftul și vrei să ajungi de la etajul 7 la 6? Cobori. Doamne, liceu sau facultate? Ce formă de învățământ termini mai întâi? Facultate. Volei sau basket? Ce se joacă în NBA? Volei. O treime sau o pătrime? Ce parte mai mare dintr-o prăjitură? O pătrime. Belgrad sau Bratislava, capitala Slovaciei? Beta sau Sigma? Litera alfabetului grec semnifică sumă beta. Instrumente muzicale sau case de lemn? Case de lemn. Un luthier. Unchi sau socru? Ce ești pentru fratele nepoatei tale? Împingi sau tragi? Ce faci când intri pe ușă care se deschide spre tine? Împingi. 36 sau 46, începe tu puțin ca 36. Dacă tu porți 39, Indonezia sau Malezia, care e destinația dacă pleci în vacanță la Bali? Tiamo sau jetem? Cum spune italianul te iubesc? La plecinte sau la război? Unde zice vorba că trebuie să dăm înapoi? Ion Barbu sau Macedonski? Cine a scris Riga Crypto? Parlamentul sau Guvernul României? Palatul Victoria, ce găzduiește? Tom Cruise sau Brad Pitt? Cine joacă în Top Gun 2? Urci sau cobori? Ce faci dacă nu merge liftul și vrei să ajungi de la etajul 7 la 6? Urci. Leul de aur sau leopardul? Bun. Am securizat suma, bravo. Am securizat-o la secunda 14. Ai pierdut 1000 de lei. Că puteai să o securizezi la 15. E bine. Așa, câte întrebări mai sunt? Fii atent. O luăm de la capăt. Florin, o luăm de la capăt. Relaxat de data asta. Ai 5 secunde de data asta pentru fiecare întrebare. Din nou, răspunzi... Am înțeles.
trebuie să gândești altfel. E secretul acestui show. Dăm bani pentru asta. Ai 14.000 de lei, suma e pe ecran. 14.000 de lei ca să răspunzi la cele 21 de întrebări. Dacă o singură dată, Florine, dacă o singură dată răspunzi greșit, le strânge mâine. Am înțeles. 5 secunde pentru fiecare întrebare. Sigur. Relaxați de data asta. Jucăm pentru 14.000 de lei. Ți-ai securizat suma asta. Nu greși nimic. 5 secunde de întrebare. Berechet timp. Pregătit, Florina? Sigur. Domnule istoric, aer în piept. Ok. Pentru 14.000 de lei, 21 de întrebări la care trebuie să răspunzi greșit. Începem. Liceu sau facultate? Ce formă de învățământ termin mai întâi? Volei sau basket? Ce se joacă în NBA? O treime sau o pătrime? Ce parte e mai mare dintr-o prăjitură? Pătrime. Belgrad sau Bratislava? Belgrad. Capitala Slovaciei. Beta sau sigma în matematică? Beta. Beta. Instrumente muzicale sau case de case lemn? De lemn. Ce construiește un lutier? Unchi sau socru? Ce socru. Pentru fratele nepoatei tale. Împingi sau tragi? Ce faci când intri pe ușă care împingi. Se deschide spre tine? 36 sau 46? 36. Ce pantofi îți încad pe piciorul dacă ai 39? Indonezia sau Malaezia? Malaezia. Destinația dacă pleci în Bali? Tiamo sau jetem? Cum jetem. Spune italianul, te iubesc? La plecinte sau la război? Unde la zice plecinte. Vorba că trebuie să dăm înapoi? Barbu, Ion Barbu sau Macedonski? Cine a scris Riga Macedonski. Crypto? Parlamentul sau Guvernul României? Palatul Victoria găzduiește? Parlamentul. Tom Cruise sau Brad Pitt? Cine Brad joacă Pitt. Top Gun 2? Urci sau cobor? Ce faci dacă nu mergi liftul și vrei să ajungi de la 7 la 6? Urci. Leul de aur sau leopardul de aur? Ce premiu cinematografic se acordă în Locarno? 3, 2... Leopardul. No. Eu mulțumesc.